dați-vă seama ce campanie a fost și cu siguranță ați fost în aceste două luni în această campanie și ați văzut toate evenimentele, când sloganul lor, mândri de Brăila noastră, cum poți să te mândrești cu când faptul tu făcut nimic, că tu te-ai dus și ai negociat 0 lei pentru municipiul Brăila și comunele PNL le da mai mulți bani decât comunele PSD și să vii să spui că ești mândru de lucrurile pe care le-ai făcut. Noi sunt mândri, în nemenicia lor sunt mândri, da. În nemenicia lor sunt mândri, că le-ai și chestia asta. Nu, eu am înțeles și înțeleg că ținta sunt eu și domnul primar. Suntem candidați la municipiul Brăila, la Consiliul Județean. Dar ce au cu brăilenii? De ce să sufere toți brăilenii pentru o tâmpenie pe care au făcut-o ei? Am demonstrat mai devreme că am primit documentele în termen și exact așa cum v-am spus, vi le și transmit la finalul acestei conferințe de presă. Am întrebat atunci ce au cu brăilenii, pentru că au înțeles că au ceva cu noi. Asta am înțeles, dar am înțeles ce au cu brăilenii. Și am mai spus atunci la conferința de presă de data trecută un lucru pe care acum îl punem în practică. Și am spus așa, unde taie ei, punem noi. Iar eu acum semnez convocarea ședinței de Consiliu Local pentru data de 29 septembrie la ora 9 dimineața pentru a compensa tăierile de la guvern cu sume pe care Consiliul Județean Brăila le acordă primăriei municipiului Brăila pentru o lucrare de investiții. Consiliul Județean Brăila, în urma discuției cu domnul președinte Chiriac, va acorda 15 miliarde de lei vechi pentru o lucrare de investiții refuzată de Guvernul României și de domnul președinte Orban, negociată de președintele PNL Brăila. Acum o să semnez convocarea și sunt ferm convins că demonstrăm încă o dată că ei știu doar să taie și noi să reparăm în urma lor. Cred că s-o mai putea repara, mai ținem așa. Pe 27, în schimb, brăilenii trebuie să-i taie și pe ei de pe listă.